numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacuvioși, părinți și iubiți credincioși, astăzi Sfânta noastră Biserică prăsluiește pe Sfântul Ierarh, Vasilii cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan numele Alba. Acești trei sfințenari au zile de sărbătoare și timpul anului, dar la binevoit prea minunăștinul Dumnezeu, ca și împreună să aibă măsură zi de prăstire timpul anului, de această zi s-a rânduit ca să fie aceasta de 30 ianuarie. Știm că Sfântul Ierarh Vasilii cel Mare se prăjunește la 1 ianuarie, Sfântul Grigore Teologul pe 25 ianuarie, iar Sfântul Ioan de Aur pe 27 ianuarie. Pe 14 noiembrie și fiecare la rândul său are atât de mare trecere înaintea pe acestui trăit. În secolul al XIX-lea s-a făcut o frământare între credincioșii bisericii din vremea aceea, care ar fi mai mare din cei trei sfințenari ai Domnului. Unii spuneau că cel mai mare Sfântul Vasilii cel Mare, alții că Sfântul Grigore Teologul, iar alții că Sfântul Ioan de Aur. Pentru că s-a născut această tulburare între Sfântul Bisericii, Sfinții trei rari au binevoit ca să împace poporul și biserica și s-au arătat mare Sfânt din vremea aceea, Sfântul Ioan al Eupaitelor, și i-au spus: iată, așa cum ne vezi acum pe toți împreună, așa suntem la fel de cinstiți înaintea lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu este mai mare. De aceea rânduiește în biserică poporului smurfă și sărbătoare pentru noi și toată suflarea creștinească să fie în pace, în armonie și în bun folos. Și așa a lucrat Sfântul Ioan al Eupaitelor această Sfântă Sărbătoare din 30 ianuarie, în care și noi astăzi prăzduim pe Sfântul Ierarh. Iubiți credincioși, într-adevăr, Sfinții trei rari, Vasilie cel Mare, Grigore Teologul și Gaură de Aur, sunt cei mai mari ai Ortodoxiei și împreună cu ceilalți Sfinți Mari Rari, Sfântul Nicolae, Sfântul Sfinton, Sfântul Atanasie cel Mare, ei fac puterea și slava Bisericii, pentru că au trăit în timpurile cele mai grele din care a putut să treacă biserica în vremea aceea. I-a chemat, i-a ales Dumnezeu în vremuri de cumpănă, pentru ca să învețe să întrume poporul, să țină făcria și lumina dreptei credințe și să ajute ca poporul să nu cadă în erezii, în patim și răutăți omenești.
Așa a fost să fie rântuit de sus, ca prin ei și după ei. Veacul lor să fie numit veacul de aur al Bisericii. Sfântul Vasile, mare teolog, scriitor, bisericesc, milostiv, iubitor de săraci, a făcut aceste minte pentru săraci cu copii orfani, a învățat poporul, a luptat cu erezia ariană, a fost model stâlp de foc al bisericii, a organizat monahismul, a stins rânduielile monahale, s-a stins destul de tânăr la 49 de ani și a rămas de mare putere pentru toate veacurile până astăzi, înaintea preasfintei trăiri și bisericii creștine. Sfântul Grigore Teologul, mai ascetitor de pustie, cuvântător de Dumnezeu, de aceea s-a numit și teologul, a scris 5 cărți teologice, a fost prezent la sesiunea 2, ecumenic președintele sinodului, a apărat biserica de erezii, foarte bun prieten cu Sfântul Vasile cel Mare, a fost patriarh de Constantinopol, după aceea s-a retras din nou în pustie să trăiască bucuria petrecerii numai cu Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur a trăit mai bine Antiohia Mare, predicator, cuvântător de Dumnezeu și tâlcuitor al Sfintelor Scripturi. A iubit de săraci, a îndemnat pe bucar să împartă la cuvinele cătăciile sărmani, a tâlcuit cărțile Sfintelor Scripturi, a propovăduit pocăința, a întărit pe toți cei căzuți să se ridice și a luptat mult împotriva deznădejdii în care poate că credea sau rămâne cei care au gustat din păcat. A fost și repatriat de Constantinopol, dar prigonit și ucisit, pentru că iubea credința curată, viețuirea curată, iubea pe săraci, a criticat de împărăteasă, pentru că era deșențată și închinătoare la idol. A fost prigonit, aruncat din spaun și a murit în exil la Cluj în 407. De la Sfântul Vasile cel Mare avea Sfânta Liturghie, ce se face de 10 ori pe an. Și la Sfântul Angul de Aur avem Sfânta Liturghie pe care o avem în fiecare duminică din an, așa cum am primit-o, ne-am bucurat de ea, ne-am împărtășit și astăzi. Iubiți credincioși, mari luminători, mari apărători ai credinței, mari iubitori de oameni, de săraci, de adevăr, avem în Sfinții Preierari. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit lui avem în viața Bisericii, în inima, în puterea și în adevărul credinței. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că putem să ne rugăm lor, să-i chemăm în ajutorul nostru, astfel ca să ne ajute și pe noi să fim adevărați și creștini. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că astăzi, de fiecare dată când se mășim Sfânta Liturghie, ne întâlnim cu Sfinții Ierarhi, Crânsa,
Ne rugăm prin rugăciunile lor. Aducem jertfă lui Dumnezeu pe Sfântul Altar, prin slujba pe care am primit-o de la ei, în care ne regăsim cu toții, ne regăsim cu Dumnezeu, ne regăsim cu Maica Domnului, cu Sfinții și toate puterile cerești. Că prin și avem jertfa necurată, neformată, care ridică păcatele lumii în fiecare zi din an, prin care și noi primim Sfântul și Sfântul Mântuitorul Hristos. Să ne rugăm ferminte la Sfinții Prelati, ne chemăm în rugăciune, să ne gândim viața pe Evlavie și Sfintele Cărți, să ne urmăm pilda vieților curate, iubitoare de Dumnezeu, nepăcării de lume și slujirii semenilor. Ai iubit așeza retragerea viața sfântă. Toți și-au dorit să rămână pustici și monahi. Își știau ce are vânsul omul prin patii. S-au luptat cu ele, s-au curățit, după aceea au ieșit. I-a spus Dumnezeu la lumină și la propovăduire. De aceea să învățăm și noi același lucru. Mai întâi de toate, să căutăm la păcatele noastre, să ne curățim prin pocăință și lacrimi, nevoință și înfrânări. Să luptăm cu patimile, pentru ca nu cumva prin ele să încurcăm limitele între adevăr și minciună, lumină și întuneric. Să fim mai întâi curați, smeriți, iubitori de semeni, slujitori, smeriți și să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu, ca după aceea să facă El cum știe mai bine, cum crede că mai de folos pentru noi. Să învățăm de la Sfântul Ioan Gură de Aur pocăința. Ușa de intrare în Împărăția lui Dumnezeu ale fiecărui om care a păcătuit sau cade. Să citim deci din Sfinții Părinți, să citim deci din cărțile Sfinților Treierari, ca să fim treci, să învățăm curat și drept credința, să și trăim la fel, pentru că să fim și să rămânem continuu statornic cu Dumnezeu, în comuniune cu Sfinții, în comuniune cu întreaga tradiție a Sfintei noastre biserici, prin care am ajuns și noi până astăzi și aici. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru Sfânta zi și plăsuire de astăzi. Să rugăm pe Sfinții Treierari să fie cu noi. În aceste vremuri grele, tulburate de multe rătăciri, căderi și prăbușiri de orice fel, la nivelul vieții omenești, dar și la nivelul dreptei credinței, au venit vremuri grele pe care trecem și noi, prin care și noi ne găsim înțele și avem nevoie de Sfinți. Să căutăm cu grijă sfântă păstorii cei buni și aleși, păstorul cel bun, care viața și-o pune pentru voile sale, care învață drept, smerit și înălțător, ca să ne ducă acolo unde trebuie, la păstorul cel mare și bun, la Mântuitorul Hristos. Să luăm aminte, să nu ne fure veacul, rătăcirea, erezia, inovațiile sau păcatul, pentru că vremurile rele sunt, cum zice Sfântul Apostol Pavel, ispitele, ispitele s-au mulțit, cum zice Mântuitorul, astfel încât, dacă e posibil, să cadă și cei aleși.
început cernerea, au început acele cuvinte care lovește toți de sus până jos, să fim treji, să ținem la Sfinții Părinți și ei ne vor ține legate de Biserică și de adevăr și de Mântuitorul Hristos. Bunul Dumnezeu să ne ajute cu Sfânta zi de astăzi, să ne întărim în credință, să ne iubim unii pe alții, să învățăm pe la Sfinții Trei Rani, să iubim pe oameni, să iubim pe săraci, să iubim pe Dumnezeu mai presus decât orice, astfel încât să fim cu Dumnezeu, cu Sfinții Săi, cu Maica Domnului și cu Tele Cerești, aici și în veci de veci. Amin.